Imunizarea cu serul care a avut cele mai multe reacții adverse până în prezent a fost suspendată în mai multe țări, inclusiv în Italia. Aceeași măsură a fost luată și de Danemarca. S-a interzis vaccinarea cu serul AstraZeneca din lotul ABV 2856 din cauza efectelor adverse. Eșantioanele din acest lot vor fi analizate de Institutul Național de Sănătate din Italia. Oficialii au specificat faptul că vor acționa devreme pentru a investiga mult mai în detaliu rapoartele. Măsurile au fost luate din cauza unui efect grav secundar sub formă de cheaguri de sânge fatale. Săptămâna trecută și Austria a suspendat vaccinarea cu lotul din serul AstraZeneca după decesul unei femei și îmbolnăvirea alte persoane. Oficiul Federal pentru Siguranță în Sănătate a primit două rapoarte în legătură cu vaccinările făcute cu aceeași tranșă de vaccin. În total, nouă țări, cum ar fi Danemarca, Italia, Norvegia, Austria, Estonia, Luxemburg, Lituania, Letonia și Islanda, suspendă imunizarea cu acest ser.